dragilor, hai Hulindoi se află într-un city break în Cluj. Am venit să vedem Târgul de Crăciun, dar în același timp să-l cunoaștem personal pe prietenii noștri virtuali de la The Happy Couple, care a călătorit în jurul lumii împreună cu fiul lor de nici 3 ani și au luat un an sabatic, la fel ca și noi. Și astăzi am venit să-i cunoaștem personal pentru că virtual ne-am tot întâlnit în diverse coordonate ale lumii, să aflăm cum e viața lor de până la sabatic, să desfășoare viața lor în Cluj. Haideți, îi cunoaștem pe Alina și Andrei. Suntem alături de Alina și Andrei Ceplan sau The Happy Kid, cum sunt ei cunoscuți în mediile online. Iată că ne-am cunoscut după un an și după ce ne-am plănuit să ne vedem prin Asia. Exact. Din păcate ne-am cunoscut, dar fără The Happy Kid. Așa a fost să fie. Da. Așa avem mai mult timp să povestim. Corect. Voi ați plecat ca și noi, într-un an sabatic, în jurul lumii. Da. Exact. Cum a venit ideea asta de a pleca? Și cum a venit ideea să plecați cu un copil de 2 ani, nu avea Eric la acea 2 ani și 4 luni. Păi ideea a fost al lui Andrei și copilul mi-a determinat practic să plecăm pentru că vreau să petrecem mai mult timp cu el. Știți cum e programul de corporatiști și așa mai departe. Dacă mai adaugi și faptul că vrei să stai, să petrești timp cu copilul tău, să nu ți-l crească altcineva, să nu ratezi momente din copilăria lui, ești și mai motivat să pleci. După ce l-am născut pe Eric, mi-am dat seama, și m-am întors și la serviciu, mi-am dat seama că petrec mult prea mult timp la birou, că practic copilul nostru este crescut de bonă. Andrei, la momentul acela, avea mai multe cabinete stomatologice. De foarte multe ori se întâmpla să plece dimineața când Eric dormea, să se întoarcă seara când Eric iarăși dormea. Și Andrei devenea foarte frustrat de treaba asta. Mi-am dat seama că nu asta e scopul vieții. Ideea era să petrecem un timp cu copilul, timp de calitate, nu să-l vedem doar noaptea, dormind. Și atunci am venit într-o seară cu ideea năslușnică să punem stop la tot ce avem până acum și să plecăm în lume. A fost o idee spontană, așa, într-o dată? M-am mai gândit că la el, la Alina, am venit direct, am nevoie de un an, ca să le pun toate cap la cap și pe urmă putem lua pauză. Practic, tu ai stat un an de bine în creștere copil? Am stat 9 luni. 9 luni. Da, dar discuția asta a fost când Eric avea cam un an și jumătate, a fost undeva în vara, spre sfârșitul verii, când Eric avea cam un an și jumătate și noi am plecat anul următor în iunie. Deci practic mai puțin de mai puțin de un an. Bine, când mi-a spus el lucrul ăsta, prima mea reacție a fost, no way, nu se poate așa ceva, adică am muncit foarte mult pe ce am făcut, nu putem să plecăm așa în necunoscut, să nu mai avem 20 de ani, să nu avem obligații. Însă treptat m-am lămurit că ar fi o decizie bună, pentru că vedeam și eu, nu mergem în direcția în care ne dorim. Ce făceați voi înainte de a călători full-time? Eu lucram manager financiar într-o multinațională. Și eu dentist. Aveam 4 cabinete. Deci aveați o viață extrem de ocupată. Eram, să zicem așa, eram în punctul în care ne dorisem să ajungem profesional de la 20 și ceva de ani, dar paradoxul e că atunci când ajungi unde ți-ai dorit, te dai seama că de fapt nu să-ți dorești. Așa e, da, știm. Exact. Când am citit prima dată despre voi, m-am regăsit așa foarte bine. Sunteți câțiva ani mai tineri decât noi, deci voi cumva v-ați prins mai repede. Pot să vă întreb ceva? Cum a primit familia vestea? Asta e una dintre întrebările care nouă ne este adresată foarte des. Cum a privit familia, tot demersul ăsta, prietenii și apoi colegii de serviciu? Hai să luăm în ordine așa. Hai să-i luăm invers. De la cea mai puțin dramatică. Pentru colegii de serviciu a fost o surpriză și un șoc. Pentru că eu eram destul de carieristă și nu se aștepta nimeni să zic, gata, am pus punct de tot. Prietenii, cumva era așa un mix de nu ne înțelegeau sau ne invidiau puțin sau considerau că e o mare nebunie. În schimb, pentru ai noștri a fost o imensă tragedie. Pot să înțeleg de ce. Dar am ajuns la discuții de genul să avem bătrâneți triste și o să-l privați pe copil de dragostea bunicilor. Deci, foarte
având în vedere că până lucram, tot timpul ne spuneau că lucrăm prea mult și că trebuie să petrecem mai mult timp împreună și în familie. Și în momentul când am luat decizia să nu mai să întrerupem, păi de ce facem așa? Da. Cum o luam, nu era... Dați cu piciorul la tot ce ați făcut până acum, dați cu piciorul la viața voastră. Da, a fost o tragedie care a continuat câteva luni după ce am plecat, dar... spre norocul nostru, în anul cât am călătorit, ne-am putut întâlni cu ambele perechi de bunici prin lume. Au văzut că totuși Eric e bine, că se dezvoltă foarte frumos, că suntem fericiți, că ne e bine, că avem planuri să ne întoarcem acasă și cumva și-au revenit. Ei nu înțeleg nici măcar acum că ceea ce am făcut a fost o chestie super mișto. Da, v-ați dus, da. Ok. Nu, cumva ei nici acum că ne-am întors, ei nu înțeleg exact de ce nu ne-am întors la vechile jocuri. Acum se bucură de timpul petrecut cu Eric și se bucură și Eric de timpul cu ei, pentru că noi întotdeauna am zis că relația copilului cu bunicii este foarte importantă. Nu am vrut să periclităm acest lucru sub nicio formă, dar mai importantă decât relația copilului cu bunicii e relația copilului cu părinții. În momentul în care ați plecat, practic, Eric avea 2 ani și... Și 4 luni. 4 luni. Și cum a primit el vestea? Faptul că veți pleca... Conștientizat exact ce se întâmplă. De asta am și făcut-o mai treptat și am stat inițial 3 luni ca să ne liniștim, să ne punem gândurile cap la cap. Și să vedem dacă e doable cu un copil așa de mic să călătorești. Că altfel am fi stat o vreme acolo și după aceea vedem. Nu știam exact ce o să facem. După două luni. Am stat în Caraibe, am tras niște concluzii și ne-am dat seama că... Eric e mai adaptabil decât voi. Exact. Și atunci am luat decizia să continuăm călătoria. El n-a conștientizat neapărat ce se întâmplă, însă a conștientizat faptul că petrecem mai mult timp cu el și cumva pentru mine lucrul ăsta a fost foarte, foarte dificil. De când am încetat să lucrez cu câteva săptămâni înainte să plecăm, timp de vreo lună, o lună și jumătate, aproape de fiecare dată când se trezea, dimineața sau la prânz, mă vedea lângă el și se uita și făcea niște ochi mari. Mami, nu mai merge la servici. Și de fiecare dată îmi dădeau lacrimile, pentru că atunci conștientizam de fapt cât de mult a suferit el și cât de dor era de noi. Practic, voi v-ați luat un an sabatic, nu? Ca și noi, de altfel. Da. Da. Inițial, n-am știut cât durează. A, nu v-ați programat un an de zile? Nu ne-am programat un an, nu ne-am programat doi. 10. Am zis că plecăm și vedem. Cum ziceam, nu am mers cu un plan bine stabilit că o să călătorim. Noi ne-am luat bilete one way spre Bonaire. Că stăm acolo, vedem cum se acomodează Eric, cum ne acomodăm noi, ce se întâmplă. Cochetam cu ideea de a călători foarte mult, dar nu eram convinși că e viabil cu un copil atât de mic. Da, mi-am dat demisia în primul rând pentru că n-am vrut să încurc pe nimeni cu tot felul de chestii. Nu eram convinsă când mă întorc și bănuiam că atunci când o să ne întoarcem, nu o să vreau să mă întorc înapoi la job. Adică fugeam de viața respectivă. Da, cu niște schimbări tot de mers. Da. Și atunci am zis, stop și o să vedem. Bun, și de unde v-ați luat voi doza asta de inspirație legată de călătoriile pe termen lung cu un copil? Ideea, noi tot timpul ne-a plăcut să călătorim. Am văzut din studenție, am fost prin state, pe urmă am continuat, prin Europa, prin Africa, în concedii. Prima călătorie cu Eric, mai lungă, a fost și una mai scurtă. Cea mai lungă a fost când avea Eric 6 luni. 3 săptămâni, road trip din nordul Italiei până în sudul Italiei și retur pe cealaltă coastă. 21 de nopți, mi se pare, că am stat. La fel, a fost o chestie care a trebuit Andrei să mă convingă că o putem face pentru că eu eram foarte stresată, copilul e mic, pe ce o să facem cu el, că nu doarme. În fine, griji clasice. De mamă. Dar a fost foarte, foarte mișto. Și atunci am avut convingerea că e viabil, se poate cu un copil, bineînțeles, în ritmul lui,
să faci un plan, dar nu e o tragedie dacă îl îndeplinești doar jumătate în ziua respectivă, reia a doua zi. Atunci ne-am dat seama că, de cum îmi place mie să zic, sunt două tipuri de oameni, sunt turiști și călători. Așa-i. Atunci ne-am dat seama că, fiind călător, e foarte ok cu copil. Dar într-un program adaptat copilului. Absolut. Dar sunteți genul de părinți care atunci când merg în vacanță merg la all inclusiv? Am fost o singură dată am fost la all inclusiv. Când avea Eric un an și vreo 3 luni, când tocmai începea să umble, să fie foarte mobil, nu dormea, adică se trezea de 3, 4, 5 ori pe noapte. Avea un program foarte haotic și peste zi, că dormea ba o dată, ba de două ori, când cum. Și vroiam să ieșim undeva, dar eu nu mă simțeam fizic capabilă să să călătorim o săptămână, să vizităm chestii, și atunci am zis, hai să încercăm să mergem la un all-inclusiv, să vedem cum e. Pentru situația respectivă a fost perfect, dar nu cred că m-aș mai duce în următorii 10 ani. Bine, noi tot timpul a fost stilul în care ne-am organizat noi excursiile, mai ales mie, nu-mi place să depind de nimeni. Absolut. Nici de agenție, de oameni, de nimic. Și atunci am preferat să ne organizăm noi excursiile, cum ziceam, și așa eu cred că e și o variantă mai bună în călătoritul cu copil. Organizat și să ai o rezervă, dacă îți place într-un loc, să stai mai multe zile. Absolut, da. Iar deci să nu fii presat de anumite termene. Și asta a contat foarte mult în anul ăsta, cât am călătorit, că nu am fost efectiv presat de nimic. Dacă ne plăcea ceva, stăteam mai mult, mai puțin. Adică excepție face Cuba, unde nu ne-a plăcut și am stat mult prea mult în Cuba, că ne-am pus problema să plecăm mai repede, dar... Eu sunt foarte organizată și îmi place să planific totul. Și întotdeauna am fost fan planificat călătorii, inclusiv prietenii, încă de acum 5-6 ani mă întrebau, vrem să mergem acolo, zi-mi cât să stăm, ce să vizităm, unde să mâncăm, unde să ne căutăm cazare. Era persoana care era sunată de fiecare dată, vrem să călătorim acolo, unde mâncăm, unde stăm. Niciodată, nu vrei să-ți faci un blog, să scrii toate chestiile astea. Și atunci și ideea de a avea un blog a început tot așa, păi dacă tot plănuim să mergem, hai să am și eu un pic de activitate, corect, așa zis, da, independentă de copil și să încep să scriu. Contează că nu te rup tot. Da, ai un pic de activitate. Da. Bun, și așa m-a venit ideea blogului de Happy Kid, care se bucură de un nou succes. Da, adică eu mi-au informații, de exemplu, pentru Sri Lanka am luat informații de pe blogul vostru și ne-au ajutat foarte mult. Da, ne bucurăm. Ce-mi place mie la voi este faptul că voi sunteți o familie care nu promovează valorile astea tradiționale legate de vacanță, să mergi la all-inclusiv, nu inventează tot felul de scuze atunci când e vorba de călătorii, pentru că și eu am prieteni și cunoștințe care atunci când au devenit părinți, au început să inventeze scuze. Eu nu mai călătoresc, nu mai merg în niciun city break, nu mai ies în oraș. Adică dau vina pe copil pentru tot felul de situații. Uite, prima ieșire din țară cu Eric a fost la 3 luni. Am mers la Budapesta. La Budapesta, am stat vreo două luni. Primul road trip, am dus din Cluj până pe Mureș, n-am fost așa de mult, dar avea cu două luni. Mi-a fost foarte greu să ne mobilizăm, mie cel puțin mi era foarte greu să mă mobilizez, dar mi s-a părut că faptul că avem un copil nu trebuie să ne schimbe complet viața, e o adiție la viața noastră, o îmbunătățire a vieții noastre, nu ne schimbăm fundamental noi ca persoane. Și dacă nouă ne place să călătorim, ne adaptăm astfel încât să călătorim copilul. Poate mai puțin la început sau n-am fost în primul an de viață cu avionul. Că așa s-a nimerit, dar nici nu ne-am dorit neapărat să mergem, că să nu le expunem la tot felul de chestii sau să nu mergem foarte departe. Totul ține de organizare. De exemplu, ziceam de road trip-ul din Italia. 3 săptămâni. Tot timpul, așa mi-a calculat drumurile și distanțele, încât să acopere perioadele lui de somn. Da. Adică, nu conta, că mergem 150 de km cu mașina, era ok, eu mă noptam acolo, stăteam o zi, mergeam în trei. Și toate rezervările le făceam de la una la alta. Adică, dacă ne plăcea un loc, mai stăteam o zi. Dacă era Eric obosit, bagajul nostru a fost plin de bagaj, de la
cum îi facem când început să se mănânce. Deci, aniversare. Da. Fierbător, din asta la apuri, toate medicamentele posibile pentru toate chestiile pe care nu le-am folosit niciodată. Oriunde găsești un restaurant care îți fierbe niște legume, mai ales la începutul diversificării copilului. Oriunde găsești în lumea asta servicii medicale. Oriunde. Oriunde sunt oameni cu bani și odată unde sunt oameni cu bani, apar și servicii medicale de calitate. Nu mă refer strict la cele de stat. Ideea e să știi. Oriunde merge în lume, să știi. De exemplu, noi aveam niște principii și în călătoritul pe termen lung. Știam că urmează destinația cu tare, stăm la hotelul cu tare sau la pensiune sau Airbnb sau ce era. Noi știam trei restaurante în jur, unde putem lua masa. Ok, pentru că acum pe internet găsești orice informație. Pentru că nu ne permiteam ca în momentul respectiv să facem experimente sau să căutăm atunci. Nu aveam efectiv timp. Copilul poate era obosit, poate nu. Și acum știți și voi că în Asia nu poți mânca cu copilul chiar. Trebuia să știm unde e cel mai aproape spital, în caz de o urgență să putem din fericire a fost nevoie doar o dată. Doar o dată, în Vietnam. Ajungem și acolo. Da. Deci v-ați luat niște lucruri de siguranță. Da. N-ați plecat inconștienți în lume cum... Călătorim cu un copil. Cum se vede din afară, știi, e ideea. Călătorim cu un copil trebuie să fii foarte bine planificat, să știi, să știi multe chestii în avans. Adică din se afară pare mult mai simplu. Da, asta zic, că din afară pare așa un act de inconștient. Dar oare cum, dacă nu te gândești, pare și mai complicat. Ah, cum se duci cu copilul? Mai adaptare decât tine ca adult. De exemplu, zborurile lor, tot timpul le alegeam peste noapte. Exact. Da, sau dacă zborurile. Nu se putea, le luam cumva la prânz, măcar să doarmă 2-3 ore la prânz. Nu a fost copilul care să, nu știu, mieze noapte să țină un avion în frecuiază. Tot timpul am avut grijă ca să-l, pe ghilimele, obosim. Să-l pregătim. Să-l pregătim. Adică, între ghilimele, să-l obosim ca să poată dormi. Să fie obosit cu ele. Dar să nu fie nici supra-obosit, că atunci nu aveam o problemă. Cumva, mie mi-a fost foarte groază de cum o să se adapteze schimbările de fus orar, pentru că am zburat din Europa în Caraibe. S-a adaptat mai bine. Din SUA în Dubai, deci au fost distanțe mari, dar s-a adaptat foarte bine. Am și fost foarte atenți când ajungeam într-o destinație nouă să-l mutăm pe nou fus orar cât de repede. Copiii sunt așa niște buretei și absorb foarte bine toate emoțiile care sunt în jurul lui și tot vibe-ul ăla care... Dacă ești pozitiv și ești ok, șansele de a fi totul ok cresc. Câte țări ați vizitat voi? În anul vostru? Așa, vreau să te întreb în total sau? În total noi am vizitat vreo 40. Eric are 26 la activ, 26. Din care 17 au fost în anul ăsta. Deci voi într-un an de zile ați fost 17 țări. Da. Incredibil. Care a fost prima destinație Caraibe, da? Olanda. Practic am mers în Olanda, am stat în Amsterdam câteva zile pentru că de acolo aveam zborul și cumva din Amsterdam era zbor direct spre Bonaire, a fost o oprire bună ca să fie mai simplu pentru Eric. Cât am stat în Bonaire am vizitat și Curaçao, pentru că era acolo aproape. Apoi am zburat în America de Sud și am vizitat Columbia, Peru și Chile, Cuba, Mexic, SUA, Florida, da. Dubai, unde am stat iarăși o săptămână ca să fie tranziția și să ne întâlnim cu bunicii, să ne uităm bunicii. Din Dubai am mers în Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Singapore, Bali, Malaysia și Cambodgia. Și unde v-a plăcut cel mai mult în anul ăsta? Depinde din ce punct de vedere. De exemplu, mi se pare o țară care e destul de completă, să zic așa, pentru o vacanță unde poți îmbina istorie, mâncare bună, care mi se pare că la o călătorie pe termen lung e foarte importantă mâncarea. Suntem noi urmați, să fie bună mâncare. Adică nu dă un vibe nașpa dacă mâncarea nu e bună. Da? Deci ziceam, istorie, mâncare bună, natură, civilizație ok, adică nu super civilizație, dar în limite super normale. Mexicul mi se pare o țară destul de completă, în care vezi cam de toate. Ai de la junglă, la ruine, plaje. La plaje.
apă. Apă, turcoaz. Superbă. Mâncarea mea, cred că se povestește, e foarte bună. Activități, de exemplu, ai o grămadă în Playa del Carmen, foarte multe parcuri de distracție, cine e amator. Dar în Mexico nu ține periculoasă, pentru că am tot auzit părerea noastră de treaba asta cu periculos. Toată lumea ne întreabă, bănuiesc că și pe voi mă întreabă ce e periculos. Bun. Eu tot timpul am o teorie. Întreba lumea și de Columbia, dacă nu, și de Mexic, dacă e periculos. De exemplu, și în momentul de față, dacă mergem în Maramureș, de exemplu, la cei care taie lemne, și începem să-i filmăm sau așa, probabil că iau toporul sau drujba și fug după noi. La fel e și în altă parte. Sau dacă mergem în București, la periferie. Și nu atât, că noi ca străini, ca și se vede. Adică e ca și cum am trimit un asiatic, da? În Maramureș sau în periferie. Cel mai probabil e să fură portofelul sau se întâmplă ceva. Eu așa consider că e oriunde în lume, în afară de zonele unde e război, conflict militar sau uite, de exemplu, era foarte aproape de Venezuela și nu ne-am dus în Venezuela pentru că na, e din evident. Motive evidente. Exact. Dacă ai măsuri de precauție normale, și în principiu, în principiu nu prea ai. Sunt aceleași șanse. Nu ești expus. Acum, bineînțeles că se pot întâmpla situații excepționale, care după ce am zburat cu 3-7 3 săptămâni s-a prăbușit. Deci se poate întâmpla, dar asta îi ține noroc. Sau am mâncat de Crăciun în Sri Lanka, la un restaurant. Așa, care a fost bombardat de Paști. Am observat, noi fiind călători, am observat o chestie, agențiile foarte mult promovează ideea asta că Mexicul e periculos. De ce? E periculos. Îți dau un exemplu. Noi ne-am închiriat mașină de la Hertz. $20 pe... Ce poate pe mâna? Păi mi se pare că oamenii trebuie să știe. De exemplu, noi nu avem nimic cu Hertz-ul, dar ei ne-au oferit oriunde lume o siguranță, nu am avut probleme cu ei, nu am avut nimic cu depozite sau alte chestii. Am închiriat cu $20 pe zi, mașină, da? Vizitam, ne duceam la Cicenița, da? Costul total cu cazare din junglă, cu mâncare, cu benzină, cu toată treaba, sub $100, da? Ideea e, cu intrări, cu tot. Ideea, prin agențiile care le găseam în Playa del Carmen și tot, era cam $100 de persoană. Dar, problema e alta. Că se făcea un grup, pornea un autocar la 5 dimineața, mergea la 20 de hoteluri până pe la 9. Da? Tu erai obosit înainte să părăsești orașul. Mergeai, ajungeai la Chichen Itza la ora 11 și jumătate. Tururi, deci, vreau să spun, 1000 de oameni ajungeau odată, minim. Noi am ieșit din Chichen Itza la 12. Pentru că am fost acolo la 9, la ora 12. Noi am preferat să mergem independenți. Și nu-i tot una să călătorești lejer, să te oprești pe unde vrei tu, sau ca sardinele. Să respecti programul copilului. Cumva de asta multora li se pare dificil, pentru că încearcă să introducă copilul în programul clasic al unui adult. Ceea ce nu poți să respecti programul copilului. Sri Lanka. Columbia. Deci mi se par țări, uite, chiar dacă, de exemplu, am dat exemplu Mexicul, că e cam cea mai completă. Este un pic de supraturism în Mexic, da, și asta se vede foarte mult. Da, e foarte comercial. Să zic așa, cred că ar fi mult pe stilul românilor de a merge în Mexic. Pe stilul clasic de mers în vacanță. Nu, adică găsești totul acolo. Bun, dacă ești puțin mai aventurier, ești super pretențios de cazare, mâncare și atât. Mi se pare Sri Lanka o destinație foarte bună unde mâncarea, din nou, mi se pare Sri Lanka super bună. Da. Cea mai bună mâncare. Doar lui Eric nu i-a plăcut. Eric se plângea când în Sri Lanka mâncarea e cu spices. Da.
Nu, mami, e cu spices. Și cu mult piper, e și acum zice că e mult piper pe ouă. Da. Și copii mănâncă. Acolo și piper. Copii mănâncă piper, îți dai tu seama. Deci Sri Lanka mi-a plăcut extrem de mult. Și Columbia mi-a plăcut foarte mult. Că nu am ajuns la nivelul de turist de masă. Și asta mi se pare o chestie care se va întâmpla, sper, cu Venezuela. După ce se termine conflictele, cred că va fi o nouă Columbia. Pentru că și, înțeles, și Venezuela e o țară super frumoasă, toată problema, toată problema în Columbia pe care am avut-o, am stat o lună, a fost că mâncarea mi s-a părut oribilă. În tot Columbia se mănâncă foarte mult deep fried. Foarte mult dulce. În Columbia totul e prăjit cu zahăr și cu frunză. Și cum zice Eric, pâine con queso. Da. Așa cum am zice. Așa cum am zice, vreau pâine cu queso. Pâine cu queso. El ce mânca? Care erau lucrurile preferate? Eric este foarte gurman și foarte mâncăcios. Dacă ești un specialist în supă de dobleac, cremă de dobleac, în lumea asta Eric. Cred că am mâncat sute de supe diferite. Îi place să mănânce supe și nu găsești peste tot supe și supele cremă sunt foarte ok și atunci mâncați de dobleac, de roșii, dar de dobleac în capul de lui. Supa cremă de dobleac e o constantă, oriunde e lumea asta. Da, deci, aia, inclusiv în Cuba există și Cuba e problematic cu mâncarea. Am mâncat foarte multe fructe tropicale, am mâncat în principiu cam orice. Din păcate, călătorind pe termen lung, a trebuit să facem foarte multe compromisuri la capitolul mâncare. Adică până să călătorim, el nu mânca zahăr, nu mânca prăjeli, nu mânca fast food. Eram foarte strictă. Când călătorești, nu mai poți fi atât de strictă, pentru că ori te costă, nici nu ai rost să povestim cât, ori trebuie să investești ore întregi în fiecare zi, să gătești tu, să stai în cazări unde să poți găti, să faci cumpărături. Și așa ajunge la ce facem acum. Exact. Care ideea. Deci în momentul de față noi am deschis un restaurant, bistro. Eu îi spun healthy fast food, însă e un concept destul de nou și lumea când zici fast food înțelege total altceva decât facem noi aici. Hai să zicem așa, o mâncare sănătoasă, rapidă. Exact. Da? Toată ideea a pornit în Peru. Eram în Lima, căutam ceva rapid, să mâncăm cu Eric. Să nu fie prăjit, să fie gătit corect. Fără condimente, da? Și am dat de un local în Lima care ne-a mers la suflet. Atunci mi-am zis, Aline, ce-ar fi când ne întoarcem să facem ceva de genul. Nu neapărat pentru familiile cu copii, deși avem foarte mulți clienți care vin cu copii, anume că pot să mănânce ceva rapid cu copilul, pentru că cine are copil știe, răbdare limitată. Adică ar trebui să te încadrezi între 15 și 20 de minute cu totul. Am zis, hai să facem conceptul de mâncare rapidă, sănătoasă. Și pe urmă am cules idei din state. Acum să fim serioși, nimeni nu inventează rata. Rata inventată se adaptează. Vezi chestii care îți plac în diferite colțuri ale lumii. De asta e bine și să călătorești. Așa, vezi multe chestii, da? De exemplu, unul dintre produsele care le-am introdus e acai bowl. Nici n-am știut până acum un an jumate ce înseamnă acai. De exemplu, tabuleul arabesc. L-am adaptat puțin să fie mai gustului, pe plac gusturilor din România. Am impus niște reguli de la început, adică dacă vrem să facem un local unde să mănânci rapid și sănătos, orice mănânci trebuie să fie sănătos. Nu mâncăm sănătos, dar putem exact să mâncăm și niște cartofi prăjiți sau să avem și un sos cu nu știu ce maioneză. Nu. Nu avem zahăr, nu avem sosuri preambalate, adică nu avem semi-preparate, nu avem nimic prăjit. Totul e făcut la noi, proaspăt, carnea e gătită în cuptor. Orice copil, și numai orice copil, și un adult dorește să mănânce ceva dulce, am găsit un colaborator care ne face brownie, cookies și tortă dulce, fără zahăr, îndulcite. Dar nu se simte absolut deloc de aici. Cu curmale, brownie-ul și cookie-ul e cu curmale, îndulcit, nu are grad de zahăr. Turta dulce cu miere, pentru că logistic, din câte am înțeles, era complicat să folosească curmale. Bun, am vrut să mergem și până la capăt cu ideea de healthy.
am zis, bun, doar mâncare. Și am luat-o cu elemente, de exemplu, când am conceput o spațiu. Am tuburile din spate. Sunt tuburi, tuburi de tipografie. De tipografie. Sunt tamburi de hârtie, care am zis, ele, zic sincer, mergeau, erau într-un depozit și mergeau pe foc. Pe foc. La fel, am încercat să adoptăm o atitudine sănătoasă față de mediul înconjurător și față de natură. Majoritatea produselor pe care le vindem sunt luate la pachet, facem livrări, așa că aveam nevoie de ambalaje de unică folosință și am impus că nu vom folosi ambalaje de unică folosință care se conțină plastic. Toate sunt făcute din carton sau din PLA, care este un bioplastic, se numește. E făcut din amidon de porumb. Ele sunt biodegradabile, compostabile și nu lasă compuși toxici. Furnizorul nostru pe partea de ambalaje este o firmă românească din București și o parte din ambalaje sunt produse de ei acolo. Să zic că miroase a popcorn în fabrică, da, e amidon de porumb. Dacă te uiți la el, pare plastic. Da? Avea amidon de porumb. Și practic anul sabatic s-a încheiat. Deocamdată, da. S-a încheiat, dar noi da. Cum zicem, că eu cel puțin zic că un an sabatic trebuie făcut de 3 ori în viață. Când le și abonaților noștri. Nu ți ajunge odată. Cam de 3 ori în viață trebuie făcut un an sabatic. Una din ele am ratat-o, pentru că suntem prea bătrâni. Exact. Da, una în jur de 20 de ani mi se pare ideal. Adică în Columbia am întâlnit foarte mulți tineri care, uite, acum să deschidem și subiectul, e scump să călătorești, da? Care toată lumea te întreabă cât e scump, cum e, ce e. Bun, un exemplu e în Columbia, am întâlnit foarte, foarte mulți tineri, în jur de 20, între 20 și 25 de ani, care ce făceau? Ca să vadă Columbia, să călătorească, mergeau din hostel în hostel și acum în hostelul găsești de la $5 pe noapte, la $15 pe noapte, cam acolo e un hostel în afara Europei, că acum nu vorbim de Amsterdam. Ce făceau ei ca să se întrețină 6 luni, 8 luni? Lucrau pentru acele hosteluri ce aveau nevoie, da? Și lucrau pentru, nu știu, $10 pe zi, de exemplu, no, în principiu, sau făceau un fel de schimb, cazare pe... Da, da. Lucrau, aveau diverse servicii, contra, pe, da, exact. Le prestau. Am întâlnit tineri tot așa. Lucrau în fermele de cafea. Fermele de cafea. Da. Care lucrau tot așa, pentru, nu sume mari, dar erau sume suficiente încât să trăiești, ok, american, da, englez, deci, britanic. Și voi, când spuneați că sunteți din România, cum erați clienți? Nu, normal, normal. Normal. Nu cam vezi pe Europei. Oh, eu cred că și noi avem o problemă de atitudine noi față de noi și noi cred că, ca cred și că popor, noi ca români ne privim cel ne place, mai da, rău. Noi ne privim cel. Uite, de exemplu, ne dau un exemplu. Înainte să plecăm, eu eram destul de împotriva României. Că nimic nu-i bine. Că nu funcționează, că nu merge, că nu... Că oamenii sunt așa, nu bine. Da. După ce am vizitat 40 de țări în total, mi-am dat seama că suntem între cei 15% din lume privilegiați că ne-am născut în Europa. Știi, acum nu fac campanie pentru România, să nu mă înțelegi greșit că am trecut dintr-o extremă în alta, dar nu mai e imaginea mea. Noi la fel. Ce ai văzut Cambogia, ești foarte fericit că te-ai născut în vestul Europei. Da. Dacă te compari doar cu vestul Europei și cu SUA, nu aia e majoritatea. Adică compară-te cu Vietnam, cu Cambogia. Cum a privit el toată experiența asta de a călători un an de zile alături de părinți, schimbând 17 țări, nu mai zic câte unități de cazare și câte experiențe? Nu este. Nu este el 100% conștient ce s-a întâmplat. Nu e pentru noi acordat acest lucru. Nu neapărat bifele, câte țări am bifat, și timp petrecut. Și asta se resimte în momentul de față. Văd cât de atașat de față de mine, când vrea să facem activități împreună. Știi? Și asta cred că contează cel mai mare câștig. Păi cam asta a fost scopul. Foarte multă lume ne-a criticat că de ce v-ați dus cu copilul, că el oricum nu o să-și amintească, adică nu puteați să mai așteptați câțiva ani sau să-l lăsați câteva luni la bunici și să mergeți doar voi. Dar nu a fost
o chestie care măcar să ne treacă prin minte. Adică e un... faci un lucru de care te bucuri. Păi nu mai vrea să vii cu tine pe micuțul pe care îl iubești cel mai mult pe lumea asta. Plus, era cursa șobolanului, dacă știți cursa șobolanului. Da. Din care trebuia să ieșim. Au fost cumva o combinație, că mulți ne-au zis puteai petreci cu copilul acasă. Da, dar nu vedeam atâtea chestii pe și lume. Și acasă ți-e foarte greu să te rupi. Eric nu era expus. Pentru Eric, experiența a fost o pârămidă. Să fii serios acum, pe la Tărâni, în 17 țări, ești expus la bacterii de toate. Am avut noroc și n-am avut probleme. Dar sunt convins că are un sistem imunitar invidiat. Și a format gustul să mănânci orice. A fost, în Cambodgia, Vietnam, ați văzut condițiile. Din serios, că dacă acolo nu e... Ați spus că ați avut o experiență. Da, da. În Vietnam, Andrei era foarte răcit. Am ajuns la hotel după masa respectivă. Din fericire era un hotel foarte bun, pentru că în Vietnam îți permiți, chiar dacă ești călător pe termen lung, să stai și la hoteluri foarte bune. Andrei era foarte răcit, era în cameră, era înferit la piscină și aluneca pe scări la piscină și și-a spart capul. În Vietnam, care la momentul respectiv era cea mai insalubră țară pe care o vizitasem, pentru că nu pusesem încă în Cambodgia, am avut foarte mare noroc cu cei de la hotel, pentru că au fost extrem de drăguți, poate și din cauza că Eric era singurul copil blond de pe o rază de 100 de kilometri. Ne-au dus ei la spital, au venit cu noi, au stat cu noi, au tradus doctorului. Ne-au și spus că la spitalele vietnameze nu e de mers, m-am dus la spital privat, care e internațional. Da, ea foarte ok, adică Andrei cunoaște pe sistemul românesc și sistem. Lui s-a părut... Atunci chiar am vorbit cu doctorul, am intrat în sală, a fost nevoie de suturi, de chestii, deci a fost mai complicat. Mi-am cerut permisiunea doctorului, fiind în breasla, să particip și eu. Așa, în trei cuvinte, am zis că știu exact ce trebuie să fac, știu cum, prefer să-l țin eu pe Eric, știu cum să-l țin. Toate, mi s-a rupt sufletul, să ne înțelegem. Dar am făcut treaba asta și pentru Eric să mă simt aproape, că nu-i tot una să fiu un părinte. Da. Știam exact și ce urmează să se facă, dar să și urmăresc, că știu și la ce să mă uit, știi, în tot procesul. Vreau să zic că nu am nici cel mai mic dubiu că nu s-a respectat procedura sau că nu a fost steril și tot. Extrem de ok. Nota de plată a fost jenant de mică, adică am primit la final și o pungă cu dezinfectant, plasturi, fașă și așa mai departe și am primit o factură de $22. Și am vrut să le dăm bani în plus și n-a acceptat nimeni, nici omul de la hotel, nici cei de la spital. Asta e jobul nostru, sunt nicio formă, nu se poate. Deci a fost... Mulțumire și să zicem tradiție românească, da? Și unde vă pot găsi oamenii aici în Cluj? Aici în Cluj oamenii ne pot găsi la Healthylicious, pe strada Regele Ferdinand, numărul 3, sau la livrări. Iar din luna februarie, sperăm, o să ne poată găsi la o nouă locație, aproape de The Office. Iar pe tema călătorilor, oamenii ne pot găsi pe thehappykid.blog sau pe Instagram, Facebook, canalele clasice. The Happy Kid. Mulțumesc tare mult, dragi părinți, The Happy Kid. Sunteți o inspirație pentru noi și pentru oamenii care vă urmăresc canalele media. Care sunt planurile voastre de viitor, de călătorie? Mulțumim și noi de vizită și de cuvintele tale frumoase. Ne bucurăm să auzim asta. Păi, deocamdată nu avem planuri foarte extensive de călătorii, pentru că mai avem aici de construit un pic la Healthylicious. Iar Eric are timp de recuperat, cum ziceam, și cu bunicii și are nevoie de un pic de stabilitate. A ajuns la vârsta când e mai importantă viața socială cu copiii de vârsta lui, cu noi și noi am clădit fundația care s-o aibă cu noi. Planuim să mai călătorim pe aici, pe acolo, prin România, prin Europa, dar momentan nu avem niște planuri. Dacă totul merge bine, înainte să înceapă școala, Eric, poate mai facem o mică escapadă, poate nu de un an, dar de câteva luni. Sper că nu să aibă 18 ani sau 20 sau vrea să vină să ne trebuie nimică să zică mai refacem călătoria aia de atunci. Aș fi cel mai mândru. Sper să ne facem job-ul suficient de bine încât să vrea lucrul ăsta. Mi se pare un act de curaj ce ați făcut voi.
Eu personal nu știu dacă aș avea curaj cu un copil să plec. Probabil că găsești în tine resursa. Probabil pentru că nu îl ai încă. Pentru că nu l-am. Pentru că mi-a fost mie greu. Nici eu nu m-aș fi văzut făcând asta, nici măcar când aveai cu un an jumate. Da, dar găsești în tine doza aia de curaj când să faci pasul. Sunteți o inspirație. Mulțumim și noi. Și dați-o follow pe Instagram, urmăriți-mi pe blog. Au informații extrem. Și vă lăsăm în descriere un link. Și veniți la restaurant să aveți un care. Thank you.